seara și bine ați venit la emisiunea Noi și Lumea! Bună seara și bine v-am găsit! Nu pot să zic v-am regăsit pentru că sunt pentru prima dată la emisiunea voastră. Iar noi să știți că suntem onorate și avem o deosebită plăcere că ați dat curs invitației noastre. Eu m-am bucurat să vă văd atât de prospicioare, de fresh, cu atâta dispoziție și așa o dispoziție bine aici la voi, în studio. Da, ne bucurăm mult că vă place. Zic eu că și melodia a fost potrivită, e mereu sărbătoare. Și nouă ne place atunci când lumea la noi în studio vine cu melodii în alt stil, da? Adică ceva mai deosebit și este o romanță, o stilistică mai puțin cântată și tocmai de asta ne face ca sufletul nostru să florească așa, da, cu florile, da, mele din cap. Eu vreau să zic că totuși doamna Valentina, telespectatorii noștri v-au cunoscut și vă cunosc că vedem cântând muzică populară. Așa. Ia să-mi ziceți, ce a făcut să trece? Este foarte aproape și muzica populară, dar și muzica orșenească, pentru că e o interferență între muzica populară și muzica clasică, cum ar veni și romanța, evident. Nu am o genă, să zic, cochetez cu muzica orășenească mai de mult timp, doar că până acum am structurat așa un repertoriu ce ține de aspectul muzicii populare. Acum încercăm să facem și acest segment, să completăm. Ziceați dumneavoastră, vorbind la telefon, că ați mai cântat aceste piese la un alt post de televiziune, dar îmi permit eu să zic că cei de acasă, telespectatorii noștri, în premieră v-au admirat cu așa gen de muzică. Chiar Hanul puțin nu l-am prezentat nicăieri, pentru că nu mi-aparține, este o piesă veche preluată în repertoriul meu și chiar nu l-am cântat nici la o televiziune. Deci, încă o premieră în platoul emisiunii Noi și Lumea. Da, și îmi place, e o melodie foarte așa ușoară și cantabilă, dar și aranjamentul foarte reușit, mi s-a părut așa, cărturar. Aerat și profund și cărturar, foarte bine așezat, așa. Asta pentru mine contează foarte mult și uite că lucrurile așa încerc să le aranjez așa să fie. Așa cum și dumneavoastră sunteți cărturară, dar în sensul bun al cuvântului, că și exteriorul și lumea interioară este cumva într-o armonie totală. Organizată și tocmai de asta vroiam să vă întreb. Ce faceți când întotdeauna arătați la 4 ace? Sau este profesia de vină că aveți un statut care vă impune cumva? Este serios. Cred că, da, tempoul în care lucrez eu cumva te organizează. Deși eu am obiecții la mine că vreau să fiu și mai bine organizată, mai bine adunată, dar am foarte multe și acum și în cadrul Direcției Cultură sunt foarte multe evenimente și încerc cumva. Nu este un secret, este doar dorința ca să vrei să faci lucrurile frumoase și să vrei să arăți fresh, cum ziceți voi. Este și o muncă. Nu pot să zic așa, Dumnezeu, uite, mi-a dat nu știu ce, niște caracteristici și este o muncă și fiecare de noi, cred că. Dar în opinia dumneavoastră, cum ar trebui să fie o femeie modernă? Nu pot să zic că, ca și mine, pentru că ar fi, este cazul să zic că trebuie să ai timp și pentru tine personal, să mai mergi și la odihnă, să mai mergi și să mai uiți de toate cele lumești. Nu știu, mie mi se pare că o femeie modernă, evident că trebuie, în primul rând, să promovezi frumos și să activezi, să lucrezi, pentru că asta te ține în formă, pentru că asta te face să nu fii dependentă, îți dă cumva independență și cel mai important, o femeie modernă trebuie să țină cont că e femeie în primul rând și să nu uite de lucrul ăsta. Ori noi uităm foarte des, inclusiv și eu, și asta recunosc. În care moment noi gafăm și uităm că suntem femeie? Că ne ia treburile casnice și rutina ne ia pe dinainte, atunci trebuie să găsească cineva care ține la tine foarte mult și să spună: stop, hai, uite că trebuie să te gândești și la tine, nu uita să te iubești, să nu uita că trebuie să mai faci asta. De una singură, nu cred că reușește, pentru că întotdeauna trebuie să fie cineva în spate care să-ți ofere acel moment analitic sau care te privește altfel decât te privești tu însuți. Pentru că mie întotdeauna îmi place ceea ce fac. Ori când o dau la sora mea, care este, să zic, motorașul din spatele meu, protectorul meu, mai jumătate din ceea ce fac eu nu e bine. Și atunci cum găsiți această armonie dintre lucru, casă și, bineînțeles, oricum trebuie să vă găsiți, cred că, o părticică de timp pentru sufletelor dumneavoastră? Of, cum? Chiar vreau să vă zic acum, chiar un picuț aspectul administrativ l-am pus pe prim plan și mai puțin reușesc să las părticica aceea pentru mine.
Recunosc că eu zilele astea abia am gustat din cireșe și din căpșuni. Da. Și ele, uite da, că se termină. Dumneavoastră mai ieșiți din birou sau 24? Depinde de colegii noștri și cei care cumva apelează. Dacă gândesc bine că trebuie la 7-8 să ies și eu din birou, e ok, înțeleg că din modestie trebuie să se ridice și să plece. Dar dacă nu, plecăm după 9, cumva așa. Adică canapeaua deocamdată de acasă nu v-ați adus-o la serviciu și toate cele care uite, trebuia mi-ai citit un gând de zilele astea era foarte târziu și mai aveam câte ceva de făcut și mă gândeam, uite, tot, oricum la orele 7 trebuie să fiu, să ies, n-am rămas atât de multe ori, cumva trebuie să mă gândesc că la serviciu trebuie să am un fotoliu ca să am cumva să... Să-ți îndrept puțin spatele. Și mergând spre domiciliu, m-am gândit, nu, că dacă o fac pe asta, nu mă mai vede casa și o să străineze casa de mine. Nu cred că o să am vreun așa, un fotoliu la serviciu. Intenționat? Nu, intenționat. Ca să ajungeți acasă. Așa este. Pentru că eu îi spuneam luminiței, deja am aici tot, și garderobă, și totul. Și mi-a rămas doar să îmi iau o canapea din asta și pot să dorm aici. Extensibilă? Garderoba, da, e cu mine. Pentru că pentru orice eventualitate, nu știi, după masă poate sau în timpul zilei, oricum poate să apară un eveniment de care poate nu ai știut sau poate cumva ți-a scăpat și trebuie așa să... Nu, dar este curios sau vrei să... Și tu ai curiozitate și eu am curiozitate, dacă tot v-am prins aici pe canapeaua din platoul emisiunii noastre. Vă tot văd când vorbiți zâmbind și nu e un zâmbet fals, e un zâmbet care vine din interior. Care este secretul fericirei? Care e acel elixir? Nu știu dacă e o caracteristică a fericirii. Este o vorbă românească, bine faci, bine ajungi. Eu chiar astăzi am cules așa un rezultat a felul ăsta meu de a fi. Am avut o ședință cu niște artiști și chiar mi-a plăcut, nu atât de ușoară ședință, unde a trebuit să punctăm niște norme, da, care acum sunt puse pentru a fi respectate și cumva scoatem din zona de confort unei artiști. Ori asta este foarte greu și vine de partea aialaltă energie negativă și trebuie cumva să ai putere de convingere și mi-a plăcut foarte mult că după acea ședință chiar cei prezenți care nu tocmai le-a plăcut ce s-a petrecut sau ce s-a vorbit în ședință, dar la finele ședinței au avut capacitatea să zică mulțumim frumos pentru bunătatea cu care ne-ați tratat și cu privirea caldă. Asta costă foarte mult, un efort, de altfel care te depășește, uneori trebuie să treci peste eu-l tău ca să obții acel rezultat. Eu mă bucur ca să-mi reușești, nu știu, poate o caracteristică, da, eu lucrat, cred că vine. Sau ați lucrat la acest aspect cu dumneavoastră? Nu, absolut. Sau așa întotdeauna erați? Absolut, nu am lucrat în mod intenționat. Deci, că nu e un zâmbet fals, nu calitatea omului falsitată, dar nu e un zâmbet doar de dragul camerelor de luat vedere, știți? Nu, sau de căldura pe care o transmiteți. Nu am lucrat la aspectul ăsta în mod intenționat. Nu, știu, cred că așa firea mea. Nu știu, e o calitate luată de la taică meu, care a fost foarte și foarte pozitiv de-a lungul anilor și cred că eu aș prefera să cred așa, că e o calitate luată genetică. De genetică. Doamna Valentina, vreau să vă întreb, este foarte important colectivul în care lucrezi și oamenii alături de tine să fie pe aceeași lungime de undă ca să te înțelegi, care să te susțină, fiindcă este o responsabilitate mare să ții practic toată cultura în mâinile tale, ceea ce aveți dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, cum îi alegeți acești oameni? Aveți un secret, iarăși, ceva care știți doar dumneavoastră? Ideea este că atunci când vii într-un domeniu și cum am venit eu în direcția cultură, nu pot să zic că am găsit totul rău, ori toți cei care erau acolo nu erau pe măsura așteptărilor mele. Am găsit oameni buni, profesioniști, am încercat să-i motivez și să înțeleagă că nu am venit pe calitate de a declara război, doar că am venit ca să aranjăm un pic altfel lucrurile. Mie îmi place foarte mult oamenii ageri care prind din prima. Eu am o viteză cam sporită de energia mea, așa, cum întreabă colegii, spuneți-vă rog, dar beți ceva special ca să aveți energia asta? Și zic, nu, așa îmi place să se întâmple lucrurile și încerc cumva să selectez oamenii care pot ține tempoul ăsta
Pentru mine contează foarte mult studiile oamenilor, pregătirea, ori și oamenii care au fost în timp cumva verificați sau care s-au format undeva în preajma mea și eu știu ce capacități au. Iată, aceștia și m-au urmat în echipa mea și am înfrumusețat așa și am întărit din interior cu acele persoane care erau și noi din exterior care am mai venit și uite că la un moment mai avem nevoie de ceva specialiști. Dacă ceva eu, tot. Pot să cânt. Poți să dansezi. Iată aici vreau să ajung. Este foarte mare diferență între un artist și un funcționar care poate să activeze ținând cont de cadrul legislativ, partea administrativă. E cu totul și totul altceva decât poate fi un artist foarte bun, cu calități interpretative, artist de valoare, dar nu se descurcă. De câte ori v-ați ciocnit cu foarte această des. Problemă? Foarte des. Și anume, care ar fi problema în sine, iată, la concret? Cumva există problema în... Am vrut să zic că noi artiștii. Dar ei, artiștii. Da, deci nu este suficient să fii un artist bun. Pentru că artistul bun se manifestă în cadrul unui spectacol, da? O ieșit din scenă, el trebuie să mai aibă și alte calități și alte abilități. Inclusiv dacă ți-ai asumat să fii un conducător artistic a unei formații, păi atunci raportul juridic între noi, Direcția Cultură și dumneata, spre exemplu, este unul așa, de, nu ca un artist, dar ești conducător de formație sau dirijor, care ți-ai asumat responsabilitatea să duci așa, să organizeze o activitate a unui colectiv, iată aici lucrurile nu se prea înțeleg. Se crede că dacă există numele tare de artist și numele deja format, toate trebuie să se aranjeze de la sine. Nu. La aspectul ăsta trebuie să lucrăm și o să lucrăm pentru că se înțelege că lucrurile un pic trebuie să fie schimbate și să ieșim de la acea comoditate, zona aceea de comoditate. Am ieșit și am cântat și lumea m-a cunoscut și nu știu ce. Nu, mai este un colectiv în spate, câțiva oameni care așteaptă să-i dirijez, să le faci un repertoriu. Să-ți onorezi obligațiile funcționale. Să-i promovezi, să-i dezvolți până la urmă, pentru că cel care își asumă responsabilitate să fie conducător înseamnă că el știe mai bine decât celălalt sau decât ceilalți. Și atunci trebuie să fie exemplu. Ați vorbit dumneavoastră că la secția cultură municipiului Chișinău se desfășoară multe evenimente, multe acțiuni. Spuneți-ne câteva dintre ele sau spuneți-ne ce urmează sau ce a fost punctat important. Deci, acum este în plină desfășurare un proiect de weekend, Dialog Social Chișinăuienei. Ne-am propus din primăvara acestui an, am pus în valoare talentele noastre în devenire, copilașii care studiază în școlile de muzică, școlile de arte și arte plastice. Nu știu dacă ați observat, dar am făcut în zilele libere, sâmbătă și duminică, vernisaje de expoziții, de picturi, spectacole ale copiilor, absolvenți școlile de muzică sau pur și simplu a copiilor, părinții abia au așteptat și chiar mă bucur că au salutat această inițiativă. Ulterior, centrele de creație în cadrul Direcției Generale de Educație, instituțiile specializate. Acum, luna, chiar și acum, suntem în pregătiri. Vineri avem o vernisare de expoziție dedicată lui Carl Schmitt și Bernardață. Sâmbătă avem o lansare de carte a scriitorului Simota de România. În data de 25 mai avem jurizarea expoziției dedicată Chișinăului, 585 de ani, expoziție la nivel național. Data de 1 iulie avem vernisarea expoziției la Sala Brâncuș. Data de 2 avem o conferință științifică în cadrul proiectului Multimedia Culturală a Chișinăului și tot așa zi de zi. Lista e lungă. Ne face lista la sfârșitul emisiunii, o punem. Mai avem toți un eveniment foarte important, vreau să zic. În data de 8 iulie lansăm proiectul Orchestra Camerală a Direcției Cultură a Primăriei Municipiului Chișinău. Dirijor l-am invitat pe maestru Mihai Mihalachioaie, care s-a îngrijit de acest repertoriu, aceste orchestre. Și uite că o să se întâmple, sper eu că o să fie un eveniment foarte și foarte, deci, interesant. Chișinăuienii și nu doar, chiar și cei care au posibilitatea să vină, au o alegere vastă la capitolul cultură.
au cu cred ce să delecta, da, și știu, de ce se bucura. Intuiesc, dar știu că și până acum s-a organizat ceva, uite, acum încercăm un pic altfel. Și un moment care chiar e în prima ediție, ne-am propus, am inițiat o idee și domnul primar general a acceptat, din data de 14 până în 17 iulie, vom organiza prima ediție a festivalului dedicat Chișinăului, Te Salut Chișinău. Deci patru zile de muzică de calitate, vor fi stabilite trei locații în Chișinău, unde miercurea va fi prezentată muzică jazz, joi va fi folclor și tradiție populară, vineri va fi muzică clasică și sâmbătă va fi acel spectacol grandios dedicat celei de 585 aniversare Chișinăului. Cât de frumos, mai ales că acum cu toții suntem însetați de cultură, de spectacole, de ieșiri, de socializare. Da, și în același timp suntem foarte fericiți că totuși deja mișcarea este și la noi emisiunile devin, datorită la acest fapt, mai interesante și bineînțeles ne bucurăm că dumneavoastră reușiți să vă faceți munca, fiindcă oricum sunteți un om nou, anume în calitatea aceasta, și cu această ocazie și noi vă felicităm aici la emisiunea Noi și Lumea. Eu vă mulțumesc, nu știu dacă să mă felicit eu însumi, pentru că într-adevăr este foarte și foarte mult, cam prea mult l-am luat din loc, dar mă bucur că toate nu știu cum sunt așteptate și cel mai mult, cel mai important este că noi avem colectiv în cadrul Direcției Cultură care destul de valoroase și abia așteaptă să iasă în contact cu publicul și nu toți chișinăuienii au posibilitatea să meargă la spectacole contraplată și uite că încercăm așa, în modul ăsta să facem, să asigurăm dialogul între artiști și chișinăuieni. E binevenită această idee, doamna Valentina. Evident că am vorbit noi despre cultură și cum stăm la acest capitol cu dumneavoastră, având această funcție, însă vreau să revenim la Valentina Volontir, interpreta, care în clipele ce urmează ne va încânta cu o altă melodie frumoasă, dar vreau totuși să ne spuneți ce urmează să ne cântați și cu cine ați lucrat pentru această piesă. Chiar vă mulțumesc că mi-amintesc de interpreta Valentina și mie mi-e dor de ea. Mi se face dor de ea. Da, dor. Serios. Deci e o piesă orășănească, muzică și text Adrian Nestreanu, și aranjament orchestral Adrian Nestreanu, așa într-o totul, un complex de acțiuni. O piesă care mi-am dorit-o foarte, foarte mult. Am încercat cumva să stabilesc un dialog cu mai mulți textieri ca să-mi facă, vroiam cu genericurile melodiilor clasice sau romanțe, piese orășenești, să închegăm un text întreg și uite, am încercat de câteva ori și nu ne reușea, nu era ceea ce ne trebuia. Și Adrian a zis că las că o fac eu. Și eu mi se pare destul de reușită, o să ascultați. Este a doua oară când o interpretez la un post de televiziune. Sper să vă placă, mie îmi place și sper că în această direcție o să ne mișcăm, așa ca să facem de un program întreg acest gen de muzică. Noi vă dorim mult succes și tot la interpreta Valentina Volontir rămână, fiindcă în data de 24 iunie vom marca, vom sărbători ziua ei și dacă tot pe dumneavoastră publicul vă vede în costum popular, facem abstracție de la această ținută pentru că merită să vă vadă publicul și în alt gen de ținută, într-o rochie superbă de seară, să vă admire și altfel. Ce înseamnă pentru dumneavoastră ea? Să știți că eu am o atitudine aparte față de ei, ori întotdeauna am aplicat pe mine o ei veritabilă. Nu am acceptat să fie așa nevaloroase. Și pentru că iar am urmărit meșterița la care am apelat întotdeauna cu cât greu face acest lucru, pentru mine fiecare ei este foarte și foarte scumpă și foarte și foarte dragă. Cât de mult țin eu la ei, așa ca să faceți o concluzie, da? Eu într-o perioadă bunilor mei prieteni și celor apropiați, cel mai mult dar pentru mine, cel mai bun dar din partea mea era ei. Cât de frumos! Și pentru că consider că fiecare de noi trebuie să aibă câte o ei acasă sau un bărbat trebuie să aibă o cămașă, cel puțin cu câteva ornamente tradiționale. Nu e neapărat să fie foarte
coloristică, dar poate fi și simplu, alb sau un bej sau un, nu știu, șampan, foarte, dar trebuie să existe, pentru că dacă nu o să ne promovăm noi valorile noastre naționale, nu o să o facă nimeni. Fiecare și-o face în felul lui și noi trebuie să o facem deosebit și cu respect față de trecut, pentru ca să ne asigurăm viitorul. Cam așa. Și dumneavoastră, după cum bine ați menționat prin acel gest pe care îl făceați, contribuiți la promovarea și la nemurirea ei noastre. Da, Luminița, și eu vreau să zic că trebuie neapărat să devenim și noi prietene mai apropiate cu doamna Valentina Voluntir, nu doar pentru ca să ne încânte cu piesele să avem și noi ei, dar și noi să avem parte de o ei veritabilă. Mi-am amintit că adesea, deci, moderând evenimentele, având acele întâlniri cu mirii, eu foarte des îi provocam ca măcar o parte mică din evenimentul lor să fie, sau cel puțin cununia, să fie îmbrăcați în costumul popular, în costumul tradițional. Și mulți s-au dat la provocare și erau niște nunți foarte și foarte frumoase. Păi da, bănuiesc că își trăiau alt gen de emoții, dat fiind faptul că dacă n-ar mai fi purtat până atunci costumul popular, cu siguranță te înzestrează cumva, da. Te nobilează. Așa este. Eu zic că atunci când îl punem, când luăm costumul popular, trebuie să ținem cont fiecare de noi că el ne reprezintă. Și să-l îmbrăcăm așa, încât să nu dăm temei de discuții, uite că ăsta nu e așa sau nu e așa sau nu e așa. Mai bine ne informăm, procurăm ceea ce trebuie sau confecționăm. Așteptăm. Doamna Valentina, noi vă mulțumim din suflet. Noi vă mulțumim, ne-a spus de mult și am mai concluzionat încă o dată că ar trebui să ne vedem, să ne revedem cât de curând posibil, fiindcă avem multe subiecte de discuție. Cu mare drag. Încercați să mă mai provocați. Astăzi am făcut-o așa, cred că în 40 de minute am reușit să ajung la voi, să mă îmbrac, să mă aranjez și...